Meciuri echilibrate după clasament, nu și pe teren. Campioana în exercițiu Mold Progress și Ecolux și-au zdrobit adversarii în etapa a cincea. Aflată înaintea meciului cu Volta pe locul 4 în clasament, campioana în titre avea nevoie ca de aer de o victorie în fața electricienilor. Elevii lui Dorin Coceban au dominat încă din start partida și s-au distanțat repede pe tabela de marcaj. Câte o reușită a lui Mârzac și Grosu și o dublă a celui mai bun jucător al sezonului, Marin Stan, au adus victoria echipei din Durleș cu scorul de 4-1. Volta a marcat golul de onoare pe finalul meciului, înregistrând și prima înfrângere din acest sezon. Meci a fost, eu cred că și frumos, plin de luptă, corect, cu atitudine corectă de ambele echipe. Doar că astăzi am avut, cred că, o pată neagră. N-a vrut mingea să intre în poartă adversarului. Plus la asta, portarul a avut câteva intervenții senzaționale. Într-o altă partidă care se anunța una extrem de echilibrată, nu a fost însă să fie și pe teren. Ecolux a trecut fără emoții de cei de la Peleron cu scorul de 3-0. În mod sigur am început să controlăm meciul, controlul balonului, dar scriem ocazii. Și până la urmă s-a marcat primul gol. Și a venit a doua, a mai fost mai mult încă ocazie, până la urmă am dus la meciul la victorie. Da? După cea de-a cincea etapă, trei echipe totalizează la activ câte 10 puncte. E vorba de Ecolux, Volta și o formație unei bănci comerciale.